am adus un disc, cineva l-a cumpărat și domnul de acolo mi-a spus că a venit domnișoara și a zis că domnul ăsta e foarte scump. Îi mulțumesc frumos, așa este. Asta e un poem scris de Iosef Atila, tradus de domnul Paul Drumaru. Dă-mi, Doamne, ochi orbiți de slava ta. Dă-mi, Doamne, buze care pot îngenunchea. Și suflet care știe că poți să faci minuni. Și creier mai tâmpit decât acum. Dă-mi, Doamne, ochi orbiți de slava ta. Dă-mi, Doamne, buze care pot îngenunchea. Și suflet care știe că poți să faci minuni. Și creier mai tâmpit decât acum. O, Domn temut, ești mare dacă ești. Dă-mi trupul câinilor ce ni iadri crești. Îmi merit chinul, dar trimite în loc pe un altul. Căci eu unul nu mai pot. Un altul. Mame blânde să se întreacă. N-ai toarce vorbă caldă lângă leagă. Un altul care iscă doar lumină. Și nu-l poți înjosi cu o pungă plină. Și care n-ar urâ atât de mult. Nu-i ar păsa că dă de inimi surde. Femei mizerii toate lasă reci. Un chip surâzător ce nu se trece. Dă-mi, Doamne, ochi orbiți de slava ta. Dă-mi, Doamne, buze care pot îngenunchea. Și suflet care știe că poți să faci minuni. Și creier mai tâmpit decât acum. Și suflet care știe că poți să faci minuni. Și creier mai tâmpit decât acum. Bine v-am găsit, sunt absolut onorat să fiu aici. Mi-am plimbat fata prin apă și mi-am dat seama că e un real frigider acolo. Adică sunt doi pepeni doar ca să mascheze. Beri, țuici, toate la rece puse. Sunt puțin cam tulbure din cauza asta. Și am citit aici că este festinul prieteniei. Sau așa că vă spun prietenește. Fii mea astăzi împlinește 5 luni. Așa să faceți și când o să greșesc, dar vă rog frumos, așa. Nimic nu este mai frumos pe puțina noastră viață decât femeia cea gravidă de mine sau decât femeia cea îndrăgostită de tatăl meu care se gândește la nașterea mea ca la o bucurie.
Iar nu ca la un chin să-l bate. Mama mea m-a născut din dragoste pentru tatăl meu, din lipsă de fotografii de epocă și ca să-l poată ține minte. Căci trupurile astea pieritoare nu au ținere de minte. Și numai soldați morți prin războaie mi-aduc aminte de când eram copil. De dor de taică-mi plecat în războaie, maică-mea, imediat de după lacrimi și de după ploaie, mă învăța. Curtubeul cum se-ntoaie. Și v-aș spune ce mi-a spus ea, numai că, maică-mea, mi-a mai spus ca oricui să-i cer ceva. Dacă-l învăț curcubeul cum se îndoaie de după lacrimi și de după ploaie, vă uitați ceva? Dă cineva ceva. Ea mi-a spus că ce mă iubise despre marele Ulise, care tocmai plâns sumise de când rău de negre vise. El mi-a spus că ce mă urise despre lucrurile plânse, despre vremurile scurse, despre patemile duse. Mi-au spus că ce mă uitară despre o grea și dulce seară, când trei magi din sud picară cu trei cai de sare amară. Cai de unt de lemn, cu trei cai de lemn solemn, cu trei cai de rădăcină, cu zăbale de lumină, cu trei cai de chiparos, cu trei cai de lemn din os, de din osul meu din piept, potcovit și înțelept. De când tu l-ai sărutat, montat de chezar, ea mi-a spus că ce mă iubise, el mi-a spus că ce mă urise. Ei mi-au spus că ce mă uitar despre o grea și dulce seară, când trei magi din sud picară cu trei cai de sare amară. Căci mă iubise, el mi-a spus căci mă urez. Acum, cu ce se începe? Cu o mulțumire firească lui Daniel Iancu. Nu știu cum și ce s-a întâmplat de a auzi de ce fac eu. Sincer, dați vina pe el dacă vă place și de asemenea dați vina pe el dacă nu vă place.